Paulican se afla aseară împreună cu familia în curtea casei din orașul Segarcea, județul Dolj. La un moment dat, povestesc soția și băiatul acestuia, la gardul casei au apărut vechii rivali. Unul dintre ei a scos o armă de foc cu alice și a tras. Au venit pe o vecină prin vie și s-a pus cu pușca de pe noi. Aveam copiii de minori, fata de 15, unul de 7 și unul de 12, s-a pus să ne omoare. Și l-a rănit doar pe soțul dumneavoastră? Da, pe soțul meu, că nu i-am fugit în casă. De 8 ani de zile nu mă lasă în pace, nici pe mine, nici pe mama, nici pe tata, pe nimeni. Ei vor să ne ducem noi la pușcărie, că cum au făcut ei pușcărie din cauza noastră, să facem și noi. Ei asta vor. Și poliția de la Segarcea Nouă nu le ia niciodată în seamă. Bărbatul rănit a ajuns la spital cu 93 de alice în corp. A suferit o intervenție chirurgicală de urgență. Pacientul în momentul de față se află în terapie intensivă, cu status post-operator. În funcție de cele găsite și cele găsite intraoperator și în funcție de evoluția lui, se va aborda și terapia lui ulterioară. Polițiștii și procurorii anchetează acum pe toți cei implicați în acest eveniment. În prezent, echipa de cercetare se află la fața locului și efectuează cercetări pentru infracțiunea de tentativă de omor, urmând a se stabili împrejurările în care s-a comis această faptă și responsabilitatea a persoanelor implicate în acest incident. Familia victimei povestește că scandalurile au început acum 8 ani. Atunci unul dintre rivali a scos un ochi unui copil, faptă pentru care a fost condamnat și închis în penitenciar. De atunci, periodic, între cele două familii au fost bătăi cu săbii și cuțite. Însă aseară totul a culminat cu folosirea unei arme de foc.